În total, câteva sute de elevi care învață în clasele gimnaziale și până la cei din liceu au participat astăzi la olimpiadele școlare organizate pentru disciplinele matematică, limba și literatura română, limba franceză, dar și limba germană. Astăzi, Colegiul Național Gheorghe Țițeica găzduiește o olimpiadă la limba și literatura română, la care avem în jur de 250 de participanți, concursul de matematică Euclid și concursul Kangru la limba franceză și limba germană. Despre subiecte, elevii spun că nu au fost tocmai ușoare. Aceștia mai consideră că astfel de olimpiade școlare sunt binevenite, întrucât au ocazia să se obișnuiască din timp cu atmosfera și emoțiile examenelor importante din viața lor care vor urma. Astăzi la noi în școală se desfășoară concursul Kangru Lingvist pe secțiunea franceză-germană. Copiii au fost receptivi la acest concurs. Avem un număr de 44 de elevi, dintre care 41 la limba franceză și 3 la germană. Cum să fie? Au fost destul de grele, dar dacă suntem pregătiți și cu toate cu doamna profesoară la clasă, ne descurcăm. Într-o altă clasă regăsim o parte dintre elevii care astăzi au susținut proba la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Este vorba de 260 de participanți de la toate nivelurile de vârstă, de la clasa a 5-a la clasa a 12-a și da, Olimpiada este extrem de importantă, mai ales că subiectele sunt de așa manieră concepute încât, așa cum spune și titlul Olimpiadei, îi pregătește mai mult pentru viață. Fiind obișnuită cu astfel de subiecte, sunt foarte fericită că pot să particip și sper să reușesc să obțin un rezultat bun. Este prima dată când particip, a fost o experiență? Da, este prima dată când particip. Pentru ce clasă? A 8-a. Consider că te ajută o astfel de evaluare pe tine? De ce crezi că e important? Da, foarte mult, pentru a-mi îmbogăți cultura. M-am obișnuit cu asemenea subiecte, le-am rezolvat într-un timp scurt. Ce înseamnă pentru tine această olimpiadă? De ce te-ai înscris? De ce ți-ai dorit să participi? Păi ar trebui să mă obișnuiesc, pentru că anul acesta dau capacitatea și îmi place, chiar îmi place. Înveți suplimentar acasă pentru limba română? E nevoie să mai studiezi, să mai citești? Bineînțeles, și la liceu vreau să urmez asemenea profil și chiar îmi place limba română foarte mult. Ce așteptări ai de la examen? Evident, să mergi mai departe. Bineînțeles, mi-aș dori foarte mult. Vreau să acumulez un punctaj cât mai mare pentru să fiu mândră de mine. Lucrările elevilor vor fi evaluate la București, iar rezultatele finale vor sosi în luna ianuarie a anului viitor.